Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pe parcursul zilei de astăzi a avut loc o ședință publică în care au fost discutate mai multe aspecte ce țin de utilizarea datelor cu caracter personal și libertatea de exprimare. Anume despre aceste aspecte ne-am propus să discutăm și noi în cadrul emisiunii de astăzi. Invitații ediției sunt Doina Stristeanu, avocat, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și Alexandru Iachimciuc, avocat, bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Doamna Stristeanu, aș vrea pentru început să spunem telespectatorilor, în cadrul acestei dezbatere, care au fost aspectele ce au fost scoase în evidență ca fiind cele mai vulnerabile atunci când vorbim despre datele cu caracter personal și libertatea de exprimare? Au fost mai multe. În principal am auzit mai multe frustrări ale deputaților prezenți la această întâlnire despre mai multe știri bogus, adică neadevărate, defăimătoare la adresa lor. S-au arătat foarte deranjați de faptul că le sunt ilustrate mai multe aspecte ale vieții private, ale averilor, relațiile cu care le au cu alte persoane, etc. Totodată, pe de altă parte, noi am ținut să subliniem că protecția datelor cu caracter personal nu poate echivala ca fiind o protecție a vieții private, pentru că datele cu caracter personal sunt doar o componentă a vieții noastre, sunt și altele, cum este imaginea, dreptul la nume, dreptul la naționalitate, inviolabilitatea vieții private, adică ce sunt de corespondență, comunicările noastre, rețelele electronice să nu fie nejustificat monitorizate și multe, multe altele. Dar scopul întâlnirii a fost pentru a discuta de ce portalurile instanțelor de judecată naționale din peste noapte au fost modificate într-atât că după nume și prenume nu se mai poate căuta un dosar. Și asta era cel mai ușor și cel mai accesibil pentru jurnaliști când reflectă evident, litigiile în care sunt implicați demnitarii de stat, funcționarii publici sau când autoritățile publice sunt atrase în instanțe de judecată. Acum poți căuta doar după număr electronic și în același timp, în incinta instanței de judecată totodată, pe panouri este la printer dată și număr electronic și numele de plină părților. Domnule Iachimciuc, ce înseamnă date cu caracter personal până la urmă și cum ar trebui noi ziariștii să activăm, pentru că deseori elaborând anumite investigații jurnalistice, volens, nolens, ajungem să utilizăm acestea? Cred că paralela pe care dumneavoastră ați ridicat-o sau da, mai bine spus specific întrebările dumneavoastră ar urma în sine de date de clarificat două aspecte. Ce ar reprezenta de fapt informația cu caracter de acces limitat, ceea ce ar reprezenta personalitatea unui individ și doi, sub aspectul nemijlocit interesului public, ceea ce de facto și este baza sau trimiterea acelor jurnaliști care într-adevăr urmează a opera cu aceste noțiuni. Datele cu caracter personal nemijlocit sunt legate stricto sensul de persoana individului, ceea ce îl permite individualizarea concretă a unui persoane X sau Y. Datele cu caracter personal în sine nu trebuie confundate anume sub aspectul că ele ar fi într-un fel, dacă vreți să-i spunem, a fi privite ca fiind date care nu pot fi divulgate publicului larg, fiindcă nu în repetate rânduri, cât și legislația, dar și practica constantă a instanțelor naționale, cât și la nivel internațional, unde Republica Moldova este parte, de multe ori a fost dezbătută chestiunea cu publicitatea anumitor informații, respectiv sub aspectul ceea ce s-a pus în discuție, accesul, dacă este să discutăm despre chestiunea pe care dumneavoastră ați invocat-o ca și temă, respectiv s-a pus accentul anume pe publicitatea portalului instanțelor judiciare pentru instanța de fond și pentru cea de apel, fiindcă cea a instanței supreme, Curtea Supremă, de fapt, datele sunt publice și ele se operează într-adevăr cu aceste date. Datele cu caracter personal, în ultima ipostază, am să menționez că ele doar permit anume a identifica o persoană X sau Y sau, de fapt, o persoană, un subiect de drept, după cum este și formulat, fiindcă în cele de urmă anume sub acest aspect urmează a fi privit acel categorie de date ce reprezintă date cu caracter personal.
Dumneavoastră, Isteanu, aceste aspecte care au fost discutate în cadrul ședinței de astăzi, cu adevărat sunt cele mai stringente? Spunea ceva mai devreme problema portalului de știri, dar cât de instruiți, pe de o parte, se dovedesc a fi funcționarii acestor instituții? Și când zic lucrul ăsta, poate mă refer chiar și la reprezentanții legislativului, pentru că astăzi am văzut mai multe personalități de acolo. Conform Centrului pentru Protecție Datelor cu Caracter Personal, astăzi ni s-a confirmat odată în plus că ei fac instruiri inclusiv pentru funcționari și pentru angajații Parlamentului. De deputați nu pot să mă pronunț pentru că sunt aleșii locali, deci cum sunt incluși în listă, așa îi votăm. Nu-i neapărat să fie avut vreo instruire specială în domeniu. Dar uite că la adresările și solicitările presiei despre accesarea anumitor informații, cum ar fi, se spunea astăzi, numărul aleșilor care au beneficiat din banii publici de cursuri gratuite a limbii engleză. Cât sunt aceștia? Ce funcție ocupă? S-a răspuns la Parlament că aceste informații sunt date cu caracter personal. După mine, practica s-a creat de a refuza o anumită informație cu referire la așa-numita protecție a datelor cu caracter personal pentru a nu mai da această informație și pentru că nu există în legislație răspundere pentru blocarea sau prea protejarea acestor date cu caracter personal sau pentru un astfel de răspuns. Astăzi, cineva din societatea civilă a testat un centru managerilor de familie din Anenii Noi, sunând și spunând, spuneți-vă, vă rog, dar cât să mergeți de familie lucrează la dumneavoastră? Și s-a răspuns, astea dați cu caracter personal. Da, straniu. Domnule Iachimciuc, dumneavoastră în calitate de avocat aveți cazuri sau prin statut operați cu datele cu caracter personal? Bineînțeles că operăm, mai mult ca atât, problema s-a ridicat la aspectul de care anume tangență, odată ce persoana a pus pe masa justiției un dosar, urmează a fi privit ca atare date cu caracter personal și care nu. De fapt, și acea opinie expusă de către președintele Curții Supreme, Mihai Polelungi, a exprimat că anumite date odată prezentate instanței de judecată și anume sub aspectul și prin prisma faptului că o ședință de judecată este una publică, respectiv ca și regulă procesul de judecată se desfășoară cu ușile larg deschise, respectiv fiind posibil ca persoanele care doresc să participe la acele ședințe de judecată au acces la acea informație. Iar avocații ca și subiecții ai respectivii obligații de a fi nemijlocit catalogați ca fiind operatori, anume avocatul conform legii care a intrat în vigoare, respectiv și protejează aceste date, la moment obligă toți avocații respectiv să fie operatori ai datelor cu caracter personal. Anume, pentru a fi înregistrat în acest sens urmează, există o listă a cerinților care trebuie respectate în sensul de a deveni operator cu date cu caracter personal și iată în acest aspect avocații ca și o primă sursă, dat fiind faptul că accesul persoanelor mai mult are prin prisma avocaților, respectiv aceștia cele mai dese ori anume au contact și tangență cu inclusiv cu date cu caracter personal, dar la moment practica arată că nu prea există încă o legătură strânsă între centru care este de fapt conform legii acel organ al autorității statale responsabil de domeniul numit protejării acestor categorii de informații. Respectiv, informația la momentul de față s-ar impune în felul următor, că avocații au anumite obligații, printre care nedivulgarea, dar în acest sens deja aceste obligații urmează a fi privite corect, reieșind din obligațiile pe care un avocat le are. De aceea, în primul rând, avocații urmează a fi priviți ca subiecții acestei legi și care inclusiv au obligația de a respecta nedivulgarea anumitor date din care, și nu mă refer anume la inițiale sau un eventual IDNP, ci mai degrabă sub aspectul ce informație devine cunoscută și practic aici am
putea face paralelul cu ceea ce a anunțat colega anterior, cu alte elemente care, de fapt, ar putea constitui secretele vieții personale sub egida articolului 8. Domnule Echemciuc, doamna Străisteanu, eu voi încerca să fac legătura telefonică cu Cornelia Cozonac, Centrul de Investigații Jurnalistice, să aflăm și poziția colegilor noștri de breaslă raportată la tema pusă în discuție. După aceea revenim în studio și vom continua discuția pe marginea problemei enunțate. De aceea, până să vedem apelul telefonic, mi se pare că este deja pe fir. Nu? Alo. Alo, bună ziua. Bună ziua. Doamna Cozonac, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Noi astăzi discutăm despre datele cu caracter personal și despre această ședință care a avut loc în dimineața acestei zile. Vreau să vă întreb, în calitate de reprezentant al Centrului de Investigații Jurnalistice, care au fost principalele probleme abordate în cadrul acestei întruniri și, de fapt, dacă ziariștii au, de fapt, adevărata libertate pentru exercitarea a ceea ce se numește exercițiu acesta al desecării, dacă vreți, a informații jurnalistice. Astăzi a fost o discuție interesantă și eu apreciez faptul că au venit și reprezentanții ai autorităților de la Ministerul Justiției, deputați în Parlament, care pot modifica legislația și pot schimba sau acele prevederi care creează probleme. În ultimul timp noi am observat și atestăm de fapt o înrăutățire a situației privind accesul la informații și utilizarea abuzivă a datelor personale, a protecției datelor personale pentru a refuza informația de interes public, a refuza oferirea informației de interes public, de exemplu, cum s-au cheltuit banii pentru anumite categorii de funcționari, în cazul Parlamentului, cei care au învățat limba engleză, am solicitat datele despre această informație despre persoanele care au studiat limba engleză pe bani publici, mi s-a refuzat că, de exemplu, că sunt date personale. Am solicitat de la președinție informația privind distincțiile, persoanele care au primit distincții de stat, la fel mi s-a refuzat această informație pentru că ar fi date cu caracter personal. Doamna Cozona, considerați că modificarea legislației va permite, de fapt, redresarea situației? Schimbarea cadrului legislativ e soluția? Nu neapărat schimbarea cadrului legislativ, doar modificarea unor prevedere, dar problema de fapt este în interpretarea legii de către funcționarii publici sau necunoașterea legii de către funcționarii publici. Aici este problema mare. Atunci când vorbim de investigație, propriu-zis, ca gen jurnalistic, colegii noștri sunt vulnerabili pentru că ei urmează să opereze cu date cu caracter personal? Eu nu aș zice în niciun caz că jurnaliștii ar fi vulnerabili. Problema este că asupra jurnaliștilor se fac presiuni și se încearcă, chiar ați văzut cazul colegii mele, Mariana Rasă, care s-a trezit cu un proces penal pentru simplu fapt că a utilizat datele unui funcționar, deci nici nu a accesat niște date care ar cădea sub protecția datelor personale, ci pur și simplu a făcut un material jurnalistic bine documentat. Deci, mai degrabă, nu sunt vulnerabilități, dar se creează probleme și impedimente jurnaliștilor în accesarea informației de interes public. Și prin asta, de fapt, cetățeanul este cel care pierde, pentru că el nu va fi informat corect. Doamna Cozonac, ce face Ministerul de Justiție și Ministerul de Interne? Suntem noi oarecum protejați? Avem unele drepturi? Jurnaliștii ar trebui să fie protejați ca și toți cetățenii și cum orice cetățean nu se simte în siguranță în Republica Moldova, așa și jurnaliștii nu sunt în siguranță, dar în virtutea profesiei pe care o exersează jurnalistul, ei ar trebui cel puțin să beneficieze de mai multă libertate în accesarea informației și să fie eliminate cele presiuni care se fac, pentru că autoritățile, organele de drept, cum ar fi poliția sau procuratura,
Foarte repede pornesc procese penale împotriva jurnaliștilor. Aici este problema, că se abuzează, de fapt. Nu e atât în legislație, cât în acțiunea autorităților. Doamna Cozonac, eu vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică. Stimați telespectatori, a fost Cornelia Cozonac, Centrul de Investigații Jurnalistice. Doamna Străisteanu, e nevoie de modificarea cadrului legislativ? O întrebam și pe doamna Cozonac. În opinia mea, nu este nevoie de modificări, poate unele concretizări. Cum spuneam mai devreme, să existe o răspundere pentru negare accesului la informații, să nu fie doar situația rezolvată prin adresarea în instanță de judecată, pentru că și cu reforma deja întâmplată de la 1 ianuarie anul curent, asta va dura excesiv de mult. Importanța informației să fie redată de către jurnalist deja își va pierde din importanță. Acum, ce ține de subiecții și operatorii privind datele cu caracter personal, după cum ziceam, toți cei care operează cu date, care le stochează sau le transmit într-un fel terților, trebuie să se înregistreze ca operator. Ca avocată m-am înregistrat mulți ani în urmă și atunci credeam că și după cum citeam eu legea, toate datele, caracter personal la care fac acces în prestarea serviciului juridic, deci în realizarea muncii pe care o fac, ar trebui să elimine toate barierele cu care m-aș întâlni dacă nu eram înregistrată. Dar să vedeți că situația deloc nu s-a schimbat. Chiar și după înregistrarea mea ca operator, centrul a împiedicat accesul meu la o anumită informație despre proprietarul unei pagini de internet, pentru că urma să înceapă un caz de defăimare. Și de aici eu consider că legea trebuie să fie aplicată exact cum ea este scrisă. Noi ne înregistrăm ca operatori pentru că avem aceste date. Și atunci, dacă un subiect a datelor cu caracter personal se arată deranjat de felul în care datele lui au fost prelucrate, indicate într-o investigație jurnalistică publicată pe o pagină de internet, să adreseze el o cerere Centrului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal să intervină aceștia cu o verificare. Nu să fie invers. Ceea ce a încercat Centrul astăzi prin reprezentantul său să facă clar la dezbateri și sunt absolut contra. Ei spuneau că ca jurnaliști, dacă doriți să accesați o anumită informație, veniți la noi cu o cerere și noi vom vedea, este justificat accesul vostru ori nu. Asta este un control suplimentar a executivului, pentru că centrul se supune puteri executive, asupra libertății de exprimare și împărțirii de informații de către jurnaliști. Noi nu putem fi de acord cu acest lucru. Domnule Chimciuc, două aspecte. Înregistrarea în calitate de operator, ceea ce spunea doamna Străisteanu, și aș vrea să ne oprim un pic și la interpretarea dată aspectului legislativ. Ce ține de înregistrare respectiv, după cum am precizat eu anterior, da, chiar adresându-ne la acest centru, atunci când am devenit acești subiecti conform obligației pe care o avem, respectiv centru ne prezintă ca trebuind să satisfacem anumite cerințe în partea ce ține de asigurarea și cum urmează să fie asigurat anumit respectul acestei obligații de a ține și nu de dezvălui sau eventual a încălca acea obligație dezvăluirea informației cu caracter personal. Chestiunea niciodată, ca să vedeți, la practică nu se ridică și cred că colega nu va nega acest aspect, că de fapt la anume la respectare niciodată nu am fost solicitat sau eventual somați în vederea că s-au fost încălcate careva prevederi, ori de fapt acea dare de seamă care se face anual, respectiv dat fiind faptul că nu au existat careva probleme, ea nu ține atât de dezvăluirea informației sau într-un alt aspect. Important este de a specifica anume că într-adevăr am să fiu solidar cu opinia expusă anterior de antevorbitorii mei referitor la faptul că legislația este suficient de bună. Respectiv, dacă este să facem o paralelă cu ceea ce s-a invocat, cineva din experți la o analiză anume a unui proiect de lege au explicat
explicat că de fapt eu fost foarte surprins de calitatea actului care urma a fi vizionat sau revăzută prin acel proiect de lege. Respectiv, urmează a fi pornită anume de la prezumția că legea urmează să producă efecte juridice, nu de la efecte de încălcări și de genul că se prezumă că aceasta ar fi încălcată. Poziție cu care eu la fel am să fiu solidar cu doamna Săristeanu, în partea în care întotdeauna centrul sau un alt organ de stat vine anume cu prezumția că cineva cu rea credință va exercita anume un drept al său care este consfințit și garantat. Și atunci, în partea respectivă urmează a fi făcută claritate că legea trebuie anume aplicată și nu știu cât de eronat sau neeronat. Anume, legea trebuie aplicată corect, fiindcă ea este suficient de bună practic. Haideți să pornim și de la celălalt capăt. O lege nu poate să prevadă în totalitate anumite circunstanțe. Ea are un caracter parcă clar definit, parcă este urmează a fi bine aplicate prevederile acestuia, dar practica deja și de fapt este deficiența anumii transpunere și garantării acelor date. Anume, scopul parcă centrului nu este de a veni într-o asigurare a funcționării legii, ci mai degrabă parcă ar veni spre limitarea acestuia și să vadă care este necesitatea anumii întrebăințării informației date. De asta, la nivel de existență și de aplicabilitate a legii din partea avocaților ca și subiecții anume ai legii în cauză, practic nu știu dacă centrul ne poate oferi altfel de date, dar nu au existat anume chestiuni vis-a-vis de cât de corect a fost soluționată și anume efectuată operarea celor date cu caracter personal, fiindcă personal nu cunosc astfel de incidente în care să fi fost vreun avocat sancționat în sensul enunțat. Doamna Săristeanu, spunea și doamna Cozonac despre faptul că sunt anumite presiuni exercitate asupra ziariștilor și se pornesc procese împotriva lor. De ce se întâmplă așa până la urmă? Adevărul urmează să iasă la iveală și îi acordam această întrebare legată de investigații. Nu poți realiza o investigație referitor la averea unui demnitar fără a utiliza și date cu caracter personal. Din câte înțeleg, s-a pornit un proces penal, nu un dosar penal. Da. Pentru noi, avocații, e o chestie de tehnică și pentru noi este mai clar. Un proces penal pornește întotdeauna când există o plângere despre o faptă posibil penală comisă de X. Ceea ce s-a întâmplat cu Mariana Raț, deci demnitarul respectiv a depus o plângere. Dacă face referire la un articol concret din codul penal, atunci se pornește procesul penal, în sensul că se înregistrează această plângere ca posibil să fi comis o infracțiune. Și atunci persoana vizată este întrebată despre circumstanțele expuse în plângere. Este invitată, nu îi se dă o calitate procesuală, dar este chemată să se explice. Pentru că calitatea procesuală deja apare când se trece următoarea etapă, dosar penal. Și noi pentru această modificare am luptat foarte mult, pentru că imediat cum se investigează chiar și la primii pași o plângere penală, se fac mai multe acțiuni și noi vrem ca aceste înscrisuri să aibă calitate de probă. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că tactica cu care anchetatorii, deci ofițerii de urmărire penală, procurorii, abordează astfel de plângeri vis-a-vis de jurnaliști, probabil n-a fost suficient de corectă dacă jurnalistul s-a simțit intimidat. Ca avocată, când un persoană vine și îmi spune, uite, sunt chemat la poliție, prima ce fac, întreb dacă a primit o citație, dacă i s-a comunicat calitatea procesuală, pentru că tuturor le zic, inclusiv când vorbesc la telefon cu procuror și ofițeri de urmărire penală, nu suntem oameni liberi, nu avem obligație să ne explicăm față de stat ce am făcut ieri ori alaltă ieri. Eu n-am obligație să vin să-ți spun sau să-ți explic un anumit comportament. Crezi că este penal? Pornești proces penal sau dosar penal, dai calitate procesuală, martor, victimă, bănuit, etc. Fiecare calitate are un spectru de drepturi și protecții, după care discutăm. Și să știți că imediat după asta, când este o plângere bogus, deci neîntemeiată, nu merg mai departe, nu mai deranjează persoana.
dar asta oamenii care apelează la avocați și noi avocații, da? Dar un jurnalist care de noapte în noapte scopul e să informeze, să investigheze, să nu uite toate aspectele din subiectul abordat, mai puțin se uită la aspectul cum ar trebui să se comporte dacă se dacă este vizat într-o plângere penală, și atunci sentimentul de frică, anxietate, de răzbunare, intimidare a fost atins de petiționar, deci acest domn Botner care a adresat plângerea. Revenim la ideea că trebuie să fim informați, trebuie să cunoaștem despre drepturile noastre și s-a enunțat la astăzi la dezbatere inclusiv și faptul că un jurnalist nu are suficiente resurse pentru a avea un jurist sau un avocat pe care să-l consulte într-o situație mai constrânsă când apare anume cu investigațiile care le fac. Pentru asta chiar și doamna Cozonac și alți colegi de ei fac asociații și caută resurse pentru asigurarea tuturor jurnaliștilor pe cât este de posibil cu astfel de asistență. Totuși, eu consider că centrul, urmând ideea colegului meu, eu consider că interpretarea deficientă a legii prin protecția datelor cu caracter personal astăzi, cum noi o vedem în scrisori oficiale la fel de fel de instituții de stat, că nu vă oferim informații pentru că sunt date cu caracter personal, este și vina acestui centru. Ei fac instruiri. Păi cum faci instruiri? Cum faci acest echilibru juridic, explici Parlamentului, funcționarilor, instituțiilor publice mai inferioare, autorităților publice, societății civile? Cum în această instruire explici? Uite, de aici până aici este acea protecție a datelor și nici într-un caz nu o puteți folosi, cum de exemplu rasa, infecția HIV, a subiectului despre care scrii, dacă subiectul nu este despre HIV sau despre o luptă interrasială între anumiți cetățeni sau locuitori, da? Înseamnă că este irelevantă, nu folosești. Iată așa o explicație dacă s-ar da, sunt convinsă că n-am fi primit astfel de răspuns. Numărul medicilor de familie, nu vă putem comunica că acestea sunt date cu caracter personal. Domnule Iachim Ciuc, utilizăm legea accesului la informații, așteptăm 15 zile, noi ziariștii, ca după aceea să constatăm că nu am primit nici refuz, nu am primit nici informație, sau în cel mai bun caz este invocată legea numărul 133 cu privire la protecția datelor caracter personal. Cum trebuie să procedăm? Chestiunea este de, inițial trebuie de stabilit care sunt cerințele din acea informație care se solicită. Dacă într-adevăr se atestă că informația solicitată ar fi pasibilă de a fi aplicată anume protecția legii respective, mă refer în protecția datelor caracter personal, atunci legea cu privire la acces la informații într-adevăr stabilește un pic un alt regim juridic de acces la această informație. La fel am să enunț faptul că de facto în practică la fel nu prea sau din considerentul că există o practică mai puțin nemijlocit care ridica întrebări de genul că ce informații urmează a fi aplicată, așa numi părțile, dat fiind faptul că au o poziție mai puțin concludentă sau mai bine spus documentată, anume practica și este, dacă vreți să spunem, un pic deficitară. Mai mult ca atât, ea chiar la momentul de față este și una tânără. Eu consider că jurnaliștii inițial urmează să oglindească, dacă într-adevăr să fie efectuată o claritate, dacă în informația solicitată ar fi posibil de discutat despre informație cu caracter personal, atunci ar fi un regim juridic și doi, dacă, de exemplu, este informație care nu ar fi pasibil de aplicat, atunci de fapt s-ar impune în mijlocit intentarea unei cereri prealabile în acest sens. Dar de fapt, după cum și se specifică anume, asta și este problematica chestiunii, fiindcă investigația se face la moment, informația de fapt fiind relevantă anume perioade în cauză, dat fiind faptul că de multe ori acea investigație jurnalistică anume se face într-o perioadă când fie funcționarul, fie persoana care de fapt este pasibilă ca fiind o persoană publică respectiv. Atunci și se impune anume atunci furnizarea acestei date.
posibil la acest capitol legea încă deține o imperfecție la aspectul cum urmează a fi posibil de verificat iată anume respectarea. Aici posibil să mai vorbim despre îmbunătățiri în sub aspectul jurnalismului, dar sub aspectul accesului celorlalți... Și sub aspectul transparenței, pentru că până la urmă atunci când vorbeam despre acces, ori ăsta este unul din obiectivele prezente legi. Asta și ar veni anume posibil aici să venim că ar exista și nu carențe, dar anume trebuie de pornit anume de la specificul posibil la populației Republicii Moldova, fiindcă întotdeauna legea nu se interpretează în bunul spirit, în bună credință, ci legea se interpretează de facto pentru a fi eludată, pentru a fi de facto depășită, fie să protejeze anumite interese care de facto ar fi străinii acelui prezumții de bună credință și cum urmează. Ori nu de facto se face paralela între cum urmează și ce urmează a fi furnizat. Iată, posibil aici noi avem o mică neclaritate a legii. În rest, legea este suficient de bună, suficient de previzibilă și parcă ar descrie toți pașii. Dar iată, în această parte, posibil, sub aspectul jurnalismului urmează a fi făcută anumită lumină. Și eu, posibil, aș veni și aș completa anume și legislația sub acest aspect. Sub celălalt, eu consider că ea este suficient de bună și se aplică un pic mai șchiopătând. În rest, este suficient de ok. Dumneavoastră, este anul. De regulă, noi, jurnaliștii, nu prea colaborăm eficient cu... politicienii sau cu organele de drept. Atunci când încercăm să elaborăm anumite investigații, suntem acuzați de încălcare legislației. Întrebarea mea este una simplă. O persoană publică, reșind din statutul pe care îl are, nu este mai expusă la media? Nu ar trebui să fie mai indulgentă? Atunci când candidezi la o anumită funcție... Da, având în vedere că noi suntem cea de-a patra putere sau cel puțin ne auto-intitulăm. Da. Când îți dorești o anumită funcție, nu poți să nu înțelegi că vei fi expus criticii și că trezești un anumit interes din partea societății. Cu cât mai sus în funcția ocupată în stat ești, cu atât mai puțină intimitate sau protecția vieții private o ai. Cunoaștem și ne aducem aminte foarte bine discuțiile despre sănătatea candidatului la funcția de președinte. Da? Deci prima dezbatere la acest subiect a fost pornită de către Franța, când au avut președintele la acel moment, a avut mai multe probleme de sănătate și practic nu era la locul său de muncă. Și codul muncii atunci se aplică, nu se aplică, adică ce se permite. Acum, dacă și starea de sănătate a președintelui trebuie să fie un subiect de interes public major, pentru că noi trebuie să fim reprezentanți și pentru asta îi alegem, păi atunci, cu cât coborâm mai jos, cu atât această libertate de a reflecta ce face omul în spațiu public sau omul public în spațiu privat, este mai îngustă. Deci, cu cât ești un om de rând, să se reflecte despre tine că ai o anumită viață privată, va fi mai cenzurat și trebuie să fie mai cenzurat decât față de o persoană care ocupă o funcție de decizie în stat. Totodată, trebuie să înțelegem și un alt lucru. Noi avem anumiți cetățeni, persoane în societate care pretind și vor să fie publice. Și în sensul ăsta fac anumite acțiuni în spațiu public. Spre exemplu, un protest, un flash mob, un anumite acțiuni prin care incită spiritele în societate, inclusiv ură interietnică, această persoană deja capătă statutul de persoană publică și asta trebuie să înțelegem. Asta, aici vroiam, doamna Săristeanu, să ajungem. Și chiar mi-am notat, avem anumiți funcționari și zic arbitrar, cu un salariu de 2500 de lei sau 3000 de lei, au un imobil de, nu știu, câteva milioane. Atunci dreptul nostru al jurnaliștilor este de a investiga originea acestor proprietăți? Sigur că da, răspunsul este evident. Pentru că interesul public major este să se vadă, dacă suspiciunea de corupție care planează deja asupra acestui funcționar este sau nu justificată. Nu poate un funcționar cu un astfel de salariu să locuiască într-o astfel de casă decât să explice cum a ajuns să aibă în proprietate o astfel de avere. Și noi suntem îndreptățiți să cunoaștem această justificare. Mai mult decât atât, noi cunoaștem că am fost furați
de foarte mulți bani ca stat, ca societate, ca plătitori de impozite. De aceea, acest interes public major de a cunoaște cum funcționarul gestionează funcția, atribuțiile, competența, dar și banul public, dacă are astfel de competențe, e de interes public major. Domnule Iachinciuc, spuneți-mi, vă rog, limita până la intruziunea în viața privată, unde este? Cred că paralela care s-ar fi făcut și care urmează fi punctată în viziunea mea este următorul aspect. Dacă persoana X, în calitatea sa de, știu eu, șef, de o subdiviziune, de o instituție a statului, urmează să gestioneze anumite bunuri publice și în speță bunuri ale statului. Iată, aici urmează a fi făcut anume scos la iveală acea, dacă vreți să-i spunem, garanție pe care el o are în calitate de particular, în sens de persoană fizică de rând, și acea nemijlocit garanție pe care dânsul deja nu mai are în calitate de funcționar, dat fiind faptul că dânsul are anumite obligații impuse de legislație, gen se spune clar care sunt veniturile acestuia, care sunt originile acestor venituri și de fapt o să fie colaborate integral sursele și proveniența veniturilor sale într-o eventuală evitare conflictelor de interes. Eu cred că anume acest aspect și anume această latură urmează a fi pus sub cea mai importantă latură de către jurnalist, fiindcă se gestionează și se verifică de fapt nu persoana X care ocupă funcția respectivă, ci se ocupă acel funcționar care de fapt având niște obligații în spatele funcției pe care o ocupă, dat fiind faptul că gestionează anume acele mijloace bănești sau surse sau alte beneficii ale statului respectiv. Și pe de o parte vorbim de interesul publicului larg, în sens că fiind toți membri componenți a unei societăți, avem nevoie de a cunoaște cum se gestionează interesele noastre. De fapt, nu se gestionează doar esența acelei contribuții personale, ci ne interesează bunăstarea și anume mersul corect al societății, după cum este și garantat de către legislația în vigoare. Și eu cred că anume în astfel de ipostază trebuie de argumentat că se verifică de fapt o persoană X care de fapt are funcția Y. Iată, sub această latură și nici pe departe nu se verifică persoana fizică care ar deține bunuri imobile sau nu știu care. Iată, pornind de la această latură și anume în viziunea mea conform spiritul legii respective, anume așa și trebuie verificat. Se verifică respectiv veniturile funcționarului public și nu se verifică de fapt beneficiile sau sursele de venit a persoanei Y care este persoană fizică. Ori de fapt acolo este un alt regim juridic, odată persoana cunoscând că va deveni o persoană care reprezintă interesele mai multor persoane, desigur sigur că dumnealui are și acea obligație de a raporta ce a făcut, cum a făcut, de unde a parvenit și pentru a evita acele conflicte de interese care este în primul rând o primordialitate în activitatea de zi cu zi pe care o deține un funcționar de stat. Iată, sub această egidă, sub această regulă trebuie în viziunea mea de operat anume cu legea datelor caracter personal în ea, care este de fapt o excepție de la celelalte protecții a datelor persoanei fizice. Doamna Stăinsteanu, mai avem cred că 4 minute în cadrul acestei emisiuni. Vreau să vă întreb, de ce azi tocmai s-a coagulat această problemă și a fost necesar să se dezbată? S-au acutizat în ultimul timp aceste drepturi pe care le are fiecare dintre noi și atunci a apărut necesitatea iminentă? Și doi, ce urmează după discuția de azi? Înțeleg că catalizatorul revoltei printre reprezentanții mass media a fost anume schimbarea peste noapte a bazei de date a instanțelor de judecată. Vorbim de judecătorie și de curțile de apel, după cum colegul meu a zis, la Curtea Supremă de Justiție baza de date este accesibil și putem găsi inclusiv după nume și prenumele părților în proces. Știți foarte bine că jurnaliștii reflectă în investigațiile jurnalistice inclusiv litigiile în care sunt implicați funcționari și demnitarii statului, inclusiv autoritățile publice locale. Este de un interes public major să cunoști primăria municipiului Chișinău câte terenuri din spațiu public în continuare vinde absolut nejustificat. Ca exemplu, așa?
De aceea, pe lângă acest lucru, din câte înțeleg la dezbatere, reprezentanții în mass media au ratat mai multe răspunsuri în consiliul la Parlamentul Republicii Moldova și de la Procuratura Generală, în care li s-a refuzat inclusiv o chestie foarte minoră. Cum vă spuneam, cine sunt din deputații sau funcționarii Parlamentului care au beneficiat de cursuri de limbă engleză, deci din contul plătitorilor de impozite. La Procuratura Generală s-a solicitat informația despre procurorii care au participat la concurs și probabil alte informații. Și în ambele cazuri li s-a făcut referință în refuzul său la protecția datelor curterii personal. Sigur că de la discuția de astăzi urmează de eradicat practica defectă care s-a creat de a folosi această lege de protecția datelor pentru a refuza, pentru a pune bariere în acces la informații. Eu nu cred că ei nu-și dau seama, acești deputați, acești funcționari care formulează astfel de răspunsuri și cei care le semnează, că eventual noi deja am demonstrat-o și avocații și activiștii că putem ajunge inclusiv până la Curtea Europeană și să demonstrăm că am avut dreptate. Eu personal am chemat la dezbatere să nu se uite că protecția datelor cu caracter personal este o mică componentă a dreptului la viață privată și nu este un singur drept a omului, cum reprezentantul centrului a zis că ei apără drepturile omului. Ei nu apără drepturile omului, sarcina lor a fost să se asigure că nu se abuzează și nu este un acces neautorizat la aceste date cu caracter personal. Iar ei din asta, din sarcina lor, au făcut o utopie. Deci noi protejăm în toate circumstanțele toate datele cu caracter personal și s-a ajuns la această revoltă între mass media și informația din domeniul public. Domnule Chimciuc, spuneți-mi, vă rog, una din lacunii atunci când vorbim despre faptul că nu funcționează acest sistem ar fi și lipsa de instruire a funcționarilor, de cunoașterea cadrului legislativ. Și iarăși fac referire la faptul că deseori noi, ziariștii, suntem puși în situația de a solicita o anumită informație. Conform și accesul la informații, chiar și legea cu privire la petiționare, nu ni se dă curs. De ce? Cred că un răspuns mai cuprinzător și mai obiectiv ar fi acela. Cu bine seamă cunoaștem. Necunoașterea legii în sine nu absolvă de răspundere. Mai mult ca atât, este o altă prezumție care menționează că legea este cunoscută de toți. Un caracter juridic special la o funcționare de stat, fiindcă realmente cu ei nu putem vorbi de facto că ei în mod obligatoriu nu cunosc prevederile. Da, poate posibil există anumite momente în care, dat fiind faptul că persoanele nu sunt specialiști, adică cu o carieră în domeniul respectiv, dar sunt din cei reprofilați, posibil și să nu-ți cunoască. Dar la nivelul în care vedem noi cum se aplică prevederile anume legii în defavoarea accesului la informații și anume în furnizarea datelor și stabilirea clare, parcă după mine, odată citită legea, nu ar trebui să parvină astfel de răspunsuri și astfel de interpretări de genul că este date cu caracter personal, fiindcă realmente nu are nicio legătură tangențială, fiindcă trebuie să pornim de la aceea că anumite aspecte ale funcționarilor nu trebuie confundate cu drepturile persoanelor fizice, fiindcă realmente acele garanții deja ele au fost limitate. În practica constantă s-a arătat în repetate rânduri că astfel de garanții un funcționar de stat nu le mai deține sau dacă le deține, le deține într-un caracter foarte restrâns, iar cercul acestora nu este decât de a fi sesizat clar care este obiectul solicitării și care de facto este impactul anumii asupra datelor, respectarea anumii acestei vieți private care se invocă de cele mai multe ori. Eu consider că aceasta ar fi doar un paravan asupra căruia se ascunde altceva decât o nedorință de a furniza. De multe ori la practică am întâlnit și efectuat confruntarea cu faptul că persoana, funcționarul, mai bine dă un astfel de răspuns decât să documenteze, asta insinuând în sine un lucru enorm într-o verificare. Și atunci noi ziariștii ce ar trebui să întreprindem? Desigur că există mai multe situații de gen, aceste informații nu putem fi promotorii încălcării garanțiilor persoanelor X sau Y,
chiar și în calitate de funcționar, fiindcă posibil așa, știți, am provoca alt, nu alt decât o rupere a acestor garanții. De facto, cred că cât mai mult s-ar face anume o consolidare a jurnaliștilor în sensul ridicării și efectuării zi cu zi a astfel mese rotunde și anume punerea în probleme, pe masa acestor probleme și ridicarea la un nivel de cunoaștere a tuturor, respectiv problema dată eu cred că ar fi promovată într-un mod corect și anume ar fi o soluție pentru toți, fiindcă realmente oricum scopul este de a informa, iar prin ridicarea unei teme la nivel cel puțin fie capitale, fie regional, la nivel de raion sau la nivel de țară, eu cred că oricum își va aduce, dacă nu scopul direct, este un scop alternativ sau, adică vreți să-i spunem, un scop care ar, în cele de urmă, ar asigura anume informarea corectă a publicului larg și atât în această parte, eu cred că una din soluții ar fi anume apelarea la un astfel de instrumente de a face din problema dată o problemă publică. Și atunci eu cred că oricum s-ar atenua anumii și s-ar valorifica corect acea informare, de care de altfel și are scopul anume un ziarist în sine. Domnule Săristean, scurt, spuneți-mi, vă rog, evenimentul de astăzi vine să contribuie la ridicarea gradului de libertate a presiei în țara noastră și de oferirea a mecanismelor necesare pentru a aduce la bun sfârșit activitatea acestei bresle? Vine să încurajeze, poate, în viziunea noastră? Eu o văd puțin altfel. Eu cred că astăzi reprezentanții mass media au stat dârz și au dat de înțeles funcționarilor, inclusiv deputaților prezenți la dezbateri, că nu vor tolera o barieră nouă în acces la informații de interes public major. Și au încercat și au adus argumente care le justifică poziția. Rămâne să vedem dacă pentru funcționari, deputații noștri și demnitari este mai important să se ascundă cu problemele care le au, să nu fie reflectați în presă, sau ei totuși vor pune mai presus accesul la informații pentru societate. Eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună alături de Accent TV.